Doamna cea mai mare gaură în bugetul căiferate Ferate a Moldovei vine din manipularea tarifului. Începând cu anul 2015, tariful de la 256 de lei a fost diminuat gradual până la 111 lei per tonă pentru de marfă pentru transport transportarea. Deci Calea Ferată a Moldovei o bună parte din veniturile sale le are din, nu o bună, dar cea mai mare parte a veniturilor le are din transportarea mărfurilor. Transportul de pasageri întotdeauna a fost pe minus. Și majoritatea statelor transport de pasageri nu este unul profitabil. Acest transport adotabil, transportul da? de pasageri este întotdeauna, cheltuielile sunt compensate prin transportul de mărfuri, care este supraprofitabil. Acum, din 2015 încoace, tariful gradual a fost diminuat repede de la 256 de lei la 111, în realitate rămânând la, la 256. Asta în realitate în înseamnă? ce înseamnă? Pentru Asta agenții înseamn... economici care erau. Da, eu o uh -huh. să explic. Asta înseamnă că tariful era incasat de companiile de expediții și în acești ani, gaura care a fost formată, deci dacă vă uitați la curbă, tariful s-a dus în jos așa, iar volumul de marfă transportată era în ușoară creștere sau stagnare. În rezultat, gaura care s-a primit între aceste două curbe este de 765 de milioane de lei. Aproape miliard. Mai este până la un miliard, dar dacă continuăm tot așa, o să ajung la un miliard. Asta nu înseamnă că companiile care aveau nevoie de serviciile de transport n-au plătit aceste 756 de milioane. Ei au plătit, dar au plătit în buzunarul companiilor intermediare, companiilor de expediții care încasau înca diferența între tariful oficial și cel neoficial. Și Asta este o mare și o mare infracțiune. Cine în spatele acestor companii În spatele acestor, acestor, scheme a stat clasa noastră politică din această perioadă. Ei. Vlad Gheorghe Plahotniuc, Partidul Liberal cu Mihai Gimpu și așa mai departe. Deci, cine era director în perioada când a început de crește, de scăderea tarifului respectiv? Topală și așa mai departe. Dacă ne uităm, noi am făcut la Partidul Schimbării o analiză minuțioasă, cu familii, cu date, cu, cu grafice. Informații foarte detaliate, din păcate, nepreluată de presă. Sunt cel puțin 1,3 miliarde de lei care nu sunt reflectate în raportul comisiei parlamentare care au fost furate. Deci, din pe lângă două... cei care au arătat Comisia încă mai, mai sunt. În... 1,3 miliarde. Și această sumă este compusă din două. 765 de milioane de lei din diferența de tarif încasată la negru și peste 500 de milioane de lei, jumătate de miliard de lei care au fost cheltuiți pe servicii și bunuri, obiecte, pretins reparate, care niciodată n-au mai fost livrate da, ne Nu au fost niciodată livrate. Deci se cumpără bunuri, piese, se repară pasaje pe etonale, pe hârtie, în realitate aceste lucruri nu sunt făcute. Peste jumătate de miliarde de lei s-au transferat peste, pentru astfel de uh, operațiuni și pretinse prestări de servicii, cumpărare de bunuri. 1,3 miliarde de lei. Ce trebuie de făcut ca salariile să înceapă să fie uh, plătite? Trebuie de ajustat urgent tariful de transportare a mărfurilor. Deci trebuie de eliminat schema tenebră prin care diferența este încasată de beneficiarii care stau în spatele acestei escrocherii și acestei scheme criminale. De acum mai sunt? Deci ei mai funcționează acum? Deci tariful intermedia. în este acela și el nu a fost, din câte cunosc, nu a fost majorat. Dar schemele mai funcționează la care ferată? sigur că funcționează. Că dacă au plecat cei cu schemele, acum, uh, uitați. trebuie să schimbe ceva la care ferată? A plecat fizic uh, Vlad Plahotniuc, a plecat fizic Ilan Șor. Dar asta nu înseamnă că s-a schimbat în esență ceva. Pentru că astăzi Partidul Socialiștilor împreună cu, cu Partidul Șor și împreună cu schijele lui Plahotniuc, sunt în coaliție. Adică schimbele astea la cale ferată, dumneavoastră spuneți că continuă să funcționeze? Odată, vizie? eu consider că da, odată cu venirea noului director, să vedem ce va face și să vedem cum se descurcă. Dar, la moment, eu Cred că ele funcționează și nu s-a întâmplat absolut nimic ca ele să, fi, să înceteze. Pentru asta trebuia Procuratură să întreprindă anumiți pași. Procuratura este extrem de absentă și iată că astăzi activitatea aceasta culminează cu eliberarea da. Domnului ce Platon. Realizarea...